pregătim de pomana porcului. Avem pleică, puțin grăsuță, pentru a da gust și aș lăsa puțin untură. După care avem mușchiuleț de porc, se vede, asezonat cu cârnăcior. Cârnații chorizo la pomana porcului. Chorizo făcut de noi, în casă, usturoi la greu. Și vă vom arata cum se pregătește o pomană a porcului corect în Suedia, alături de prietenul nostru Cornel. Ce scuze, m-am unecat. Și după cum am zis, prietenul nostru Cornel ne-a ajutat pentru că n-am asezonat cu ce trebuie. Ne-a cerut. Acum vine un pas de vadă. Arată aici dacă scoatem păhărele. Tu servești? Prietenul nostru Cornel, un whisky? Da, e bun. Prietenul nostru stă. E în așteptare. Tocmai de asta m-am și necat mai devreme. Cred că m-am înjurat puțin. Vă voi arăta cum se toarnă. De la stânga la dreapta, ca să înțelegeți. Păcar un pic. De la dreapta la stânga nu prea merge. Face bule. Alături de noi îl avem pe, și pe prietenul nostru Cogea, inimă de leu. Cum să ne lași tu? Boss, whisky de la. Ce pahar de astea? Boss, care vine la mine de asta. Stai că mani. Hai, uite, pentru prietenul nostru Cornel, noroc. Să trăiește, îl înmulțăm. Să se face frumoase. Mamă, ce place. Nu-ți place? Serios, stai așa, boss. Mamă, nu mai scoate. Mamă, să-ți dau ceva mai bun, vin un cop. Nu, mă, nu scoate. Și pentru prietenul nostru, Cornel? Băi, nu desfă, Remus, serios. Bă, că dar nu l-am ținut, nu l-am luat ca să-l țin închis. Îți faci la revelion. Da, să la revelion mai luăm. Pe cine pe acum? A, bea Cornel? Cornel. Ia Cristi, gustă. Stai așa. Dă-mă alt pahar să pună Cristi asta. Dar lasă-mă, lasă-mă pe ăla acolo. Păi să nu zic că îi dau din paharul meu. Dar las că nu ai pus gura, ești vaccinat. Bă, dar uite ce grav ești în societate. Când mai grav? Ia Cristi. Mamă, vreau pe ăsta doar aici. Să-ți dea ce-ți place. Dar nu hai să dau ceva dacă. Nebunia lăsă. Dar ce miște paharul? Bun. Dar să ce-i făcut, l-ai scos de la naftalină? Eu am zis că l-ai scos de la naftalină. De ce l-ai zis făcut? Că doar nu le iau ca să le scos. Da, mă, te uite și pentru prietenul nostru, fratele nostru. Hai Cornel, pentru fratele meu. Pentru fratele meu. Ce vă plăi, aruncat pe ăla? Nu, e undeva Cristi. M-am schimbat paharul sau... Exact, tu bei de asta sau îți pun de ăla? Nu, să sătălim cu ăla. Îmi place la bomba, de unde place și atunci. Îmi place, îmi place, îmi place, îmi place greguri de astea mers. Ia, o poză acolo la... Și mâine, de unde am luat asta în boț, că nu mai știu acolo? Noroc că mâine trebuie să pleci mai târziu. Boss, la 12 trebuie să fiu acolo. Da, așa, boss. Mă, acum nu știu de unde. Unde e mă telefon? Stai așa un pic. Nu știu, nu știu. Așa, și cât tu vrei să pui? Așa. Foarte așa. Numai să nu mai faci iar picant, știi? Gândește un pic și cărnat, un pic picant, să ții în considerare chestia asta. Ce? Gata? Mai pui piper, nu? Nu. Ca nu, vedem după aia. Acum ne luăm cu noi. Stai, nu! Ce bun! Nu, mai gata. Mai vrei ulei? Nu pui acum. Bă, poți să pui un pic de ulei. Auzi, Cornel, da apă? Trebuie apă să luăm la noi, da. O zi la usturoi a intrat și el. Tăiat, sfârmat, ceva de să iasă din el. Aroma. Iese, Cristi, ăsta se topește în el. Ce? Usturoiul. Bă, nu o să-l mai găsești. Mamă, ce bine arată, boss. Da să văd ce filme de acolo. A, boss, mă ținut așa pe mine. Bros. Noroc, noroc. Bros? Bros, bros. Mm. Cum zice să vedeți, bros? Pusi, tu. Mai pun ulei un pic? Nu. Nu mai, da? O să-l iei la tine, dacă vedem, mai punem un... Da, oricum, o să-l aceea un... Zibor. No!
Grădina are lume. Mamă. Bă, îți vină cu așa și prezintă-ne puțin aici, parcelele. Fă un unboxing aici, la casa, casa Ikim. Da, e curat. Numai că e de la și cum am dat cea om. E curat, mă, dar. Aaa, nu, bă. Cum are casa Buhniciu un casa Ikim, prezintă-ne. Bine ați venit la casa Ikim, casa del papel Stockholm, se numește. Alături de prietenii mei, cei dragi, Cornel. Prietenele mele. Așa, vă prezentăm, avem proprietatea noastră, am început de la ceva micuț, dar cu siguranță ne vorbim extinde pe viitor. Nu este atât de mare, avem 100 de metri pătrați, dar avem... suntem în proces de extindere, acum am depus actele pentru achiziționarea unui teren de 10.000 de metri pătrați. Dacă vă observați în fața noastră, vor apărea 20.000 de metri. Se pui aici, undeva. Pentru cine nu-i cu minte, avem lampă, avem gaz. Ia o seba. Lampă și gaz. Hai să iau niște apă. Hai să arăt, hai mergi. Și pentru prezentare. Ia ce e aici, cartofi astea, roșii. A, uite, roșii. Proiect de desfășurare, după cum vedeți tot complet, avem 10.000 de metri pătrați. Partea achiziționată. Ce stau? Parte contractuală din, din acest teren. Vom dezvolta un proiect de locuințe. Da. Nu ne ajutorați. Nu, 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 dar nu mă lasă aici, să bălicul, vezi cum întreabă toată lumea. Acest proiect include 10.000 de locuințe, două biserici și trei restaurante cu mese tăsile unde vor avea loc cu specific românesc, bineînțeles, absolut, absolut. Dacă ne gândim puțin, o să avem și specific libanez. Și mâncarea de, pentru restaurante din grădini, de aici, nu? Nu neapărat, pentru achiziționăm de la fermele Lunea Ion Vasile Cucu. Nu mai gata, nu mai trebuie, hai să mergem. Poți vedea aici, sunt... Astea sunt locuri de veci sau? Pe viitor vom face un port, vom împărți locurile și ne-am gândit ca undeva o suprafață de 2-3.000 de metri pătrați, să o transformăm în cimitir. Frumos, frumos. Te uite, uite, și dacă nu am ce fragi, uite. Și nu mă fragi, se pune cu ce. Mamă, uite, ardei gras. Hai, vină cu asta, mă. Hai tai din ele. Hai tai din ele, tale drag. Băi, ce faci aici? Se pare că la Ceaun. La Ceaun. Seba, dă-te să o să rulă puțin.
Bă, dar apă încet. Nu-i acolo, ai în aia. Încet. Nu asta bun, nu-i albă, nu? Da, da. Stai. Bă, dar asta nu trebuie să aibă o scăta de ce? Ea are un pic, dar nu știu din care. Eu trec. Înseamnă că nu-i zbur, că e altceva. Nu, nu, asta zi de chestia aia, ai oase bun. Spiră de la plec. Era de acum cu flori, cu grățări, cu vinicări. Filmează, filmează, bă! Amazon Cuisine. Ce? Da, la mă, pe YouTube. Să vină mă așa aici. Să vedem să mănânce. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here. When the sun comes up and the day goes by.
să oprească apa aia. Păi și cum o golim asta? Hai punem aici, nu? Vezi, grăsimea aia primat un pic, e așa și mai... mai greșită, sincer. Mă, domnule, și eu vin. Ia cuțitul.
Și nu-i cea una asta, ține. Trei de asta. 3 plus 3. Da. Uite ce a pățit Alice. A dat cu ceara în mine. Uite, aprinde să sufle și... Caterina, vrei să sufle? Vină și să sufle. Halumi. Grill. Ai crevet? Lemon. Da. Ai crevet? Da. Nu. Da. Apo
comunic. Du-te-i casă, mă, du-te-i casă, du-te-i, du-te-i, du-te-i. Ia să-ți la Jimmy, făcut-te acum, că nu fost acasă. Aici e boss, asta e baza. Aici. Să-ți la mulți ani, 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 să-
ziua ta sunt fericit să îți urez să fii iubit, să fiu alături de tine. Toată lumea a venit, totul este pregătit să-ți ureze numai bine. Toți prietenii îți doresc tot binele din lume. Multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine.
Cotrel Corecu, răspunzător de decembrie, de 0 grade. Ficul corespunzătoare. Tot de decembrie. Revolution.